în 97, la meciul când România în preliminariile pentru Franța, Macedonia în deplasare, când Gică Popescu marchează cele 3 goluri, 3-0, eu sunt selecționat. E ultima ta, mi se pare, ultima, nu? Ultima. Sunt selecționat singurul jucător din campionatul românesc. Singurul jucător din campionatul românesc, eu sunt în lotul ăla. Cine erau atunci? Erau așa. Prunea, Turcia sau ceva de genul, Salamanca, Spania sau da, Stelea. Da, și da. Începem. Dan Petrescu, Dan Petrescu, cu tari, Hagi, nu știu ce. Erau la Fener, la Galatasaray, da, cu tare, da, cu tare. Da, da, da. Deci, a, și tu la meciul ăla ești singurul? Singurul din campionatul românesc. Știi ce mi s-a întâmplat? N-am închis un ochi o săptămână. Îmi făceam fel de fel de azi, cu ce mă îmbrac eu, cu ce să fiu și eu să mă ridic la nivelul. Era pentru prima dată când sunt selecționat, mai fusesem cu jucătorii, cu Dea, cu Dorinel, cu Toadar, să mă duc cu Hagi, cu Gică Popescu, meci oficial, zic, cum să mă ridic. Deci nu am închis un ochi o săptămână de emoții și, cum să spun, chiar stres să... Cum mă prezint eu acolo la... Oh, chiar așa ți era? Da, 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 ca să fiu și eu, să nu mă fac de rușine. Și cum a fost? Adică stă câteva zile, că fiind... Păi da, asta vreau să vă spun. Și ajung la... nu la Mogoșaia, la Săftica să ia. La cantonament. La cantonament. Ajung acolo, mă duc în cabine, băieții că venise mai devreme, ne jucau remi. Și eu stau, eram o persoană așa, mai... Nu eram eu din ăla băgăciosă. Eram pe teren... Da, naibii, dar așa în afară, în viața de cu zi, nu eram din ăla să mă bag peste oameni sau... Și ciocăne la ușă, Gică Hagi. Viorele, ce faci? Hai din îmbracă-te și ai vede, să-mi iau training-ul și să... Mai stau, zic eu, aceea și așa. Hai de mă îmbracă-te și ai de acolo cu noi. Și încep să mă îmbrac. El s-a așezat pe pat și mă întreabă, cum e la Galați? Păi zic, cum să fie? Vă plătește la zi, vă ești cu banii la zi, cu tare, ce salariu ai? Mă zic să-i spun adevărul. Mă fac de râs, mă, aia. Zic că-i spun adevărul. Zic, 12.000 de dolari, zic, pe lună? Nu, zic, pe an. Cum, 1.000 de dolari pe lună? Da. Tu vorbești serios? Da, și zic, dar e cel mai mare. Vine după mine, zic, Vali Ștefan cu 10.000, vine Tănase după mine cu 9.000, eu îi zic că e un jucător fundaș central care bagă capul în gheată, noi ne băteam la titlu, exact ce spuneam, ha? Pelin, care nu treceai ușor de el, are 3.000. Pe an? Pe an. N-a fost nimic. M-am îmbrăcat și m-am... La vreo două ore vine să ne dea diurna. Parte diurna, după care vine Gică că Popescu cu un caiet și începe să pună toată lumea strângea bani pentru masori, pentru okay, să le completeze de urnele, că așa, da, așa da, da. Au făcut totdeauna ca o familie, așa. Foarte ok. Pentru aia. Și când se pun și eu, zice, nu, tu nu. Hai să vedeți. Și după care s-a strâns banii și vine Gică Popescu și mai dă o sumă de bani. Ție? Da. La cei mi-a spus Gică Hagi că eu am salariu foarte, foarte mic. Am zis. Da. Deci, vă dați seama ce a fost în sufletul meu. Nu bani în sine. Nu bani. Da, da, gestul. Gestul. Deci, ce gest au făcut ei pentru mine? Și pe urmă au luat pe lângă ei. Dă-i vorbe, a văzut că sunt mai ei. Am și jucat în meciul respectiv. Cum a fost, în Vioară, să joci cu Hagi, cu Popescu? Deci, vă dați seama. M-am spus-o mai devreme, n-am dormit o săptămână. Ai primit vreo pasă de la Hagi, apropo? Îl aduc pe Gică Hagi ca o paranteză la teren la mine. La Buzău? La Buzău. În 2011, ceva de genul ăsta, la baza mea. Național Artiștilor, fost jucători, fiindre care eu le-am spus că mi-au promis că vine și Gică Hagi. Ăștia nu prea au crezut buzoienii noștri. S-a strâns lumea ca la circ. Așa. Vreo 4.000 de oameni la o bază mică, deci nu exagerez. Și-au luat mese, s-au rezervat, și-au luat cu tare. Și la un moment dat mă sună, zice, sunt la benzinărie, la intrare, sunt cu soția, să vină cineva să mă ia și mă vin Vioară. El venise cu soția, s-a dus soția mea de la luat, i-a luat în primire și venise, el a înțeles că e pe
teren de iarbă. Și când am adidas, și la câți dau pe ai mei, zic, eram același număr. Ei, nu, nu știu cu ei. Când, dar vorbesc când a venit și l-a văzut lumea. Deci unii n-au mai vrut să ia din interesă. Și am făcut două echipe. Eu am făcut așa, zic, mă, să bag pe toată lumea în seamă, să fiu ok și să fie toată lumea, să dea și gol, să... Da. Nu, dom'le, a venit la mine și mi-a zis așa, vezi că eu nu-mi place să pierd. Eu joc pe bunii fotbal, zici, chiar scoate-l pe ăla că nu merită, scoate-l pe ăla, am o poză cu el așa în care mi-a arătat, așa la... Da? Da, și scoate-l pe ăla, scoate-l pe ăla, scoate-l pe ăla. Că da, trebuie să câștigăm Viola, nu merge. Da, da, da. Și eu le-am zis, băi, hai, gata, v-ați făcut menderlic, v-am lăsat afară. Lovituri liberă. Nu exagerez. Și erau și fost jucători acolo. Era și Nanu, era Baciu, Belodedici. Deci erau și fotbaliști. Da. Doamne, numai unde putea dintr-o cuzit, atâta unde, un loc unde să mingi, o intră minge. Acolo dădea. Acolo a dat-o, doamne. Acolo a dat-o. Nu vă spun ce a fost acolo. Ce, ce am făcut? A cântat o formație de la vremea respectivă de la Galați. I-am făcut scenă, erau mai mulți machedoni. Da. Cânta machedonească. Și el a zis că vine, joacă și pleacă. Și la un moment dat, stând acolo la masă cu toată lumea, multă lume, Maru Stan de la Galați, Neana Ilupescu, Dumnezeu să-l ierte, a fost invitat. I-am invitat pe toată lumea, că Neana Ilupescu l-am avut și eu la Buzău, în 87-88, după ce s-a retrogradat echipa. A stat 6 ore, 7 ore, n-am mai chemat, n-am mai plecat.